Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este domnul Octavian Țicu, candidatul Partidului Unității Naționale la șefia statului. Domnule Țicu, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi emisiune. Cu drag, întotdeauna, bună seara! Așadar, domnule Țicu, sunteți candidat cu acte în regulă la postul de președinte al Moldovei. Spuneți-ne, vă rog frumos, dar în weekend, dumneavoastră, să încercați să faceți un pic de scandal, că deja nu mai sunteți înscris, că deja cu cecul v-a trimis la plimbare, presa voia, am văzut și presa la București. Așa. Dar care a fost rostul dacă de ședința Comisiei Electorale Centrale, care urma să decide soarta dumneavoastră de mai departe, era programată pentru luni sau marți? Mm-hmm. De ce a fost? Eu, de exemplu, eram cu nevastă și am zis în weekend, se pare că n-am o emisiune pentru că domnul Ficu nu este înregistrat. Ca să aflu mai târziu că, de fapt, nu este nicio decizie. Bun, a fost ca un tobogan din ăsta. Dimineața sunt sus, seara sunt jos. Așa? S-a dat un pic de intrigă campanie electorală. Dar ca să fiu spiritual în a-ți răspunde, pentru că noi cu tine exersăm de foarte multe ori alegorii dincolo de... Este un vechi banc englezesc. Un conte bătrân care va de capul lui, s-a căsătorit cu o tânără jună și după prima noapte după nuntă el se trezește, ia un cuțit și zice: eu am să-ți salvez onoarea. Și a tăiat un deget și l-a șters de ceașaf. Și tânăra jună atunci zice, își suflă nasul în ceașaf și zice: eu tot am să-ți salvez onoarea. E opția, îți permit asta de bancă. Deci Cecu și-a salvat onoarea într-un fel și noi ne-am salvat onoarea în fața oamenilor, semnatarilor. Noi am avut 20.000 de semnături care le-am cules timp de 3 săptămâni într-o campanie națională din raion în raion, din localitate în localitate, la corturi. Deci știam ce am făcut și pentru mine această notă informativă de vineri seară care mi-a arătat că am doar 11 raioane ok și 14.500 de semnături însemna desfapt o neclaritate pe care eu am asociat-o întotdeauna cu neîncrederea față de instituțiile statului și în cazul de față am avut această reacție față de CEC. Dar am declarat foarte clar că vom aștepta decizia finală. Între timp urma să mergem cu președinții echipelor din raioanele care erau considerate neîmplinite ca număr de semnături. Și CEC ne-a spus că avem doar până duminică la 12 această posibilitate. Pentru noi nu era o mare dificultate pentru că noi am avut vreo 300-400 semnături pe care a trebuit să le demonstrăm în toate aceste raioane. Imaginați-vă că noi la Bălți am avut 584 de semnături. Adică urma să fim descalificați pentru 14 semnături sau la Soroca cu 575. Și au fost câteva raioane până în 514 am avut și două raioane care erau sub 400 până în 450. Deci nu era un motiv pentru ca noi să fim descalificați, am avut această reacție. Eu cred că ea a jucat un rol important pentru că această reacție a radicalizat foarte mult mass media, mediul diplomatic, Bucureștiul și oamenii alegătorii. Scoaterea noastră din cursă ar fi însemnat o fraudare din start a acestor alegeri și eu cred că s-a luat o decizie înțeleaptă pentru salvarea onoare, că nu este o instituție controlată de regim. Nu mă pronunț asupra altor chestii pentru că am văzut în spațiu public diferite acuze la adresa CEC-ului. M-am rezumat la cazul meu singular pe care l-am probat și l-am demonstrat. Am avut o colaborare, trebuie să recunoaștem, deschisă din partea CEC-ului, toată baza de date și am găsit lacune și de o parte și din partea noastră. Sunt greșeli ale de factor uman, așa? De exemplu, oamenii care au indicat doar orașul fără să indice adresa completă,
iar sistemul te discalifică automat, nu intră în esență, la verificare, deci s-a văzut că semnătura e ok, buletinul e ok, adresa e ok. Și am reușit până aproape de 12 să ajungem la 16.100 și la 18 raioane, ceea ce ne califica pentru ședința care ne-a înregistrat. Vreți să dați vina pe cineva? Cineva, mâna, nu știu cui, a vrut să vă scoată din curs electoral? La un moment dat am bănuit asta. Mă bucur că nu s-a adeverit până la urmă, dar rămân cu rezerve legate de felul cum s-a, într-o primă fază, cum s-a calculat și cum s-a făcut. Am văzut din ambele părți, deci la bloc Unirea s-au descoperit multe chestiuni, deci morți care erau vii și așa mai departe. Urmează, din punctul meu de vedere, semnăturile cetățenilor Republicii Moldova trebuie să meargă pe o singură unitate, indiferent de locația pe care o au, mai ales în condițiile pandemiei, în care se știa foarte bine cine așteaptă, care este rezerva oamenilor față de alți oameni și multe alte lucruri. Deci asta e toată epopeea cu alegerile și eu cred că în acest caz a dat un pic de intrigă campanie, care în general mi se pare anemică și parcă una care nu i-ar interesa într-o măsură atât de mare pe cetățeni. Mă uit și după reacții și după felul în care, iar cazul meu a fost unul care a generat un pic de agitație, așa să zicem. Cazul dumneavoastră și nu doar al dumneavoastră, dar și a domnului Dorin Chiertoac. L-ați menționat cu candidatul blocului Unire. Domnul Chiertoac a avut cam aceleași probleme. Și el din dimineață, sâmbătă sau de vineri seara, nu mai știu exact, era la CEC și a încercat de sâmbătă. Și încetșor arăta că semnăturile sunt de fapt veritice, tot e ok. Și el chiar a anunțat public, v-a sunat colegii dumneavoastră în weekend și i-a îndemnat să vină la CEC să demonstreze că semnăturile sunt bune. Subtil de înțeles că e ușor a striga, haide să muncim. Asta recunoașteți că dacă nu era îndemnul lui Dorin Chiertoac, astăzi ați fi stat în studioul ăsta doar în calitate de președinte al Partidului Unității Naționale, nu și în calitate de candidat? Nu, toată chestia a pornit de la anunțul nostru. Deci că are loc invalidarea noastră și chestia asta a generat o altă percepție asupra situației. Deci cred că a fost... Eram în situația, deci, pe care am anunțat-o, de a merge să revizuim, am făcut demersul și eram pregătiți pentru asta. Este adevărat că intenția noastră a fost să mergem luni, dar duminică CEC-ul ne-a spus că avem doar până duminică, astfel încât ne-am dus duminică și am făcut aceasta fără prea mare dificultate. Adică dacă semnalul de alarmă nu venea de la Partidul Unității Naționale, și Dorin Chiertoac n-ar fi fost înregistrat? Nu știu. Eu știu sigur că în cazul nostru ar fi fost altfel și eu cred că asta a jucat un rol important și atitudinea altor actori politici care au condamnat această neregistrare. În urmare, asta e fața politicii moldovenești. Apropo de alți actori politici, exact ca și dumneavoastră în weekend, când ați declarat că deja ați fost exclus, noi am avut o reacție din partea președintelui Partidului Acțiune și Solidaritate, doamna Maia Sandu, care a spus că intenția CEC-ului de a respinge înregistrarea lui Țicu în curs electoral contravine principiilor democratice și conceptului de alegeri libere și corecte, conform cărora cetățenilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a alege. Chiar dacă în listele de subscripție, zice Maia Sandu, au fost depistate anumite încălcări tehnice, erori obișnuite și umane, precizează ea, este important ca decizia să se ia în baza spiritului legii și pentru garantarea dreptului cetățenilor de a alege, a spus doamna Maia Sandu în weekend. Dumneavoastră i-ați mulțumit pentru această reacție a domnului sale? Ce să-i mulțumesc? Noi am făcut multe gesturi pentru blocul acum, spre exemplu. În 2019 PUN s-a retras în general pentru în favoarea blocului acum alegeri. Și n-a fost nicio mulțumire, din contra, pietre în cap. Și fiecare actor politic în Republica Moldova joacă cartea în funcție de interese. Sigur că
a fost o reacție înțeleaptă, pe de o parte, dar care reflectă propriile preocupări electorale pe care Maia Sandu le are în raport cu unioniștii și care spera că prin această declarație o vor simpatiza mai mult și îi vor da votul. Și mai ales în condițiile în care a fost o radicalizare atât de mare a oamenilor în societate, care bănuiau chiar că este mâna Maiei Sandu în toate chestiunile astea și multe alte teorii ale conspirației, căci mile ar fi de la PAS și așa mai departe. Prin urmare, deci este o chestie care a fost gândită și electoral și politic, este propria decizie pe care și-a asumat-o și care noi n-am comentat-o nici într-un fel. Dar în politică de la Chișinău nimic nu se face sincer, totul se face doar cu anumit scop? Sigur, nu există. Eu, unicul lucru care l-am învățat de la Maia Sandu și la Andrei Năstase sunt cinismul. Și eu nu cred în sinceritate, în politică, atâta timp cât ele mi-au fost demonstrate viceversa. Și am motive rezonabile pe care și în campanie, probabil le-am spus și înainte de campanie și în momentul în care am plecat din blocul acum. Eu sunt un om de altă factură, am fost crescut într-o altă ambianță, am o altă mentalitate, să spun, poate nu sunt politician. N-aș vrea să devin cinic în raport cu alți oameni, dar în balta asta moldovenească, cu regret spun acest lucru, nu există ținute morale impecabile în politică. Deci asta este o chestie care eu probabil m-am format într-o școală clasică istorică în care aveam admirații față de marile personalități care aveau cuvânt de spus și pe care îl respectau și care aveau o înaltă ținută, o înaltă educație, academică inclusiv, mari oameni politici ai secolului 19-20, prima jumătate, un pic a doua jumătate, cu excepția dictatorilor. Deci au fost oameni de o înaltă ținută academică, intelectuală, care deci știau, deci aveau această școală de la Belle Époque, pe care noi cu regret am pierdut-o. A fost una din motivațiile principale pentru care eu m-am implicat în politică. Sigur, este greu să conving oamenii să ia în serios chestiuni care până acum au fost pervertite, dar nu este un lucru imposibil. Eu abordez politica ca un exercițiu pedagogic, înainte de toate, unul de iluminare și de educație, pentru că noi avem nevoie de anumite repere de moralitate, de integritate, care trebuie să le aducă politicienii, în primul rând, prin propria lor ținută. Cinici sau nu, cinism în politică sau nu chiar cinism total, dar noi vom avea turul 2. Și dacă, Doamne ferește, dumneavoastră ne ajungeți, Doamne ferește, pentru susținătorii dumneavoastră, și ajunge Maia Sandu, pentru un astfel de gest al ei, e clar că voturile dumneavoastră se duc la ea. Asta veți îndemna poporul să facă, nu? Sau cel puțin alegătorii pe da, care veți... Da, spus clar lucrul ăsta. Fără condiții. Nu e vorba de Maia Sandu. Deci fără condiții, spus, fără... Noi am spus că în turul 2 vom susține un candidat anti-Dodon și pro-România și Europa. Deci asta este și cu accent inclusiv pe România. Nu așteptăm declarații de unionism sau de sinceritate românească din partea candidaților pro-europeni, pentru că ele n-au fost demonstrate până acum prin acțiuni și prin convingeri. Dar atașamentul față de această apropiere față de România, pe care noi o considerăm absolut indispensabilă platformei noastre politice, vor fi una din condițiile pe care noi le vom înainta atunci când vom delega votul nostru către acest candidat. Indiferent cine va fi, deci dacă va fi anti-Dodon, pro-România și pro-Uniunea Europeană, va fi un candidat susținut de noi. Și de mine personal. Dar dacă va fi în turul 2 Renato Sate și Igor Dodon? Dacă baba era moșneag. Eu nu cred că Renato Sate va trece în turul 2. Este o chestiune, o construcție, așa să spunem, a războiului hibrid pe care Rusia îl poartă împotriva noastră. Să infle Renato Usată sondajele și să-l poziționeze ca un
actor rebel împotriva lui Igor Dodon. Deci sunt eu aceeași factură. Eu cred în faptul că cetățenii în primul tur vor vota candidații în care cred, pe care îi respectă și cărora le vor delega votul. În turul 2 va fi o altă aritmetică și o altă strategie. De aceea șansele sunt pentru toți la fel. Din contra, eu sper în faptul că această pulverizare, să zicem, a segmentului pro-european, în condițiile unei mobilizări a votului inteligent, pe care eu îl consider votul nostru, pentru că nu este doar un vot unionist, este un vot inteligent care pornește de la anumite premize legate de mine personal și de partid. Și dacă acest electorat se va mobiliza și în jurul lui va mobiliza și restul, eu cred că avem șanse mari să trecem în turul 2. Ca să nu supărăm susținătorii stângii, dar de ce nu vreți să-l susțineți pe Igor Dodon în turul 2? Împotriva cui? Împotriva oricui. Să anunțați că-l susțineți pe Igor Dodon. Igor Dodon este într-o chiparea maleficului în politica moldovenească, iar toate acțiunile pe care le-a întreprins până la ora actuală ne-au demonstrat că este un om care nu mai poate deține un mandat de președinte a Republicii Moldova. Asta ar însemna prăbușirea Republicii Moldova într-un haos și un control pe o perioadă nedefinită pe care Federația Rusă îl va avea prin intermediul lui Dodon în Republica Moldova. Dincolo însă de aspectul geopolitic, este un președinte care niciodată nu va fi primit nici la București, nici la Kiev, ceea ce eu cred că este o anormalitate. Noi suntem din cauza lui într-o izolare internațională legată de finanțări și de atitudini, pentru că el este un umil servil al intereselor Federației Rusiei, a demonstrat asta atât prin politici în interior, în raport cu Transnistria, cât și la tribuna Organizației Națiunilor Unite. Și în cele de urmă este un culiocar. Deci este un om corupt care a făcut afaceri și cu Șor și cu Plahotniuc și cu Filat. S-a înțeles foarte bine cu fiecare din ei și continuă lucrul ăsta deci mai departe. Ceea ce ne-a prezentat înregistrările video cu Plahotniuc sunt doar o parte și geanta lui Șor și multe alte chestiuni. Eu cred că asta este marea miză pe care noi trebuie să o avem în vedere, cetățenii Republicii Moldova, atunci când vom merge la alegeri. Domnule Țicoazi, 6 octombrie. Vă întreb lumea, dumneavoastră, când aveți de gând să anunțați că vă retrageți din primul tur în favoarea cuiva? Eu abia am fost înregistrat și mă retrag. Bun, eu am să mă retrag după primul tur, dacă evident nu voi câștiga. Așa. Deci va fi o retragere, deși eu sper foarte mult că cetățenii Republicii Moldova au totuși o anumită cultură politică. Am văzut acest lucru în campania noastră pe care am desfășurat-o din mai până la ora actuală. Niciun politician din Republica Moldova nu a făcut așa exercițiu de cultivare a politicului și civicul așa cum am făcut-o noi, începând cu mai și până în septembrie. Deci oamenii efectiv erau mirați de faptul că noi, ca partid politic, îmblăm prin teritoriu fără rost. Că nu-i campanie electorală, ci căutați voi cu ziare, cu pleante, cu discuții și așa mai departe. Și a fost o campanie în care noi am intrat ca ploaia cea măruntă. Deci n-a fost un șuvoi din ăsta care spală tot și nu rămâne nimic. Noi am sădit acolo, ziar, pleant, am discutat cu oamenii, ne-am întâlnit. V-am văzut, da. Am avut timp și au fost cam 10% din localitățile din Moldova și cam 24 de raioane înseamnă ceva din 35 sau câte unități administrative. Este timpul să ne testăm ca partid, în primul rând, capacitățile. Eu, ca și politician. Este un prim exercițiu plenar pe care îl vom exercita. Avem nevoie de o definire geografică a electoratului, vom vedea cine ne votează, vom vedea care sunt categoriile de vârste, vom vedea multe lucruri în această alegere. Partidul Unității Naționale, spre deosebire de alte partide politice, în mai multe situații a avut gesturi de altruism.
cel care l-am invocat în 2019 în raport cu blocul acum, a adus un prejudiciu mare PUN-ului, pentru că retragerea PUN-ului în favoarea blocului acum a însemnat faptul că unioniștii și votanții PUN-ului s-au dus spre alte partide. Recuperarea lor a fost dificilă. Cei care nu-mi dau șansa acum, vreau să le aduc aminte o cifră. Când eu am intrat, când am plecat din blocul acum și am mers candidat la alegerile locale pentru primăria orașului Chișinău, toți au luat în derâdere acuzațiile de trădare și linșajul la care am fost expus. Mi-au zis că maximum să iau 1%. Exact ca și acum în sondaj. Și eu am luat 5% în Chișinău. Timp de 3 săptămâni, deci cu numele, fără bani, fără nimic, l-am bătut și pe Șor și pe Deo, deci eu am pierdut socialiștilor, blocului acum și primarului cu 3 mandate. Așa? Și vă asigur că și acest scrutin va fi unul care va arăta o altă față. Probabil sistemul s-a speriat de această perspectivă și dorind să exclude riscurile, a încercat să mă înlături din campanie. Scandalul care a fost și tot ce a urmat a fost, dintr-un anumit punct de vedere, eficient și pentru noi, pentru că asta a însemnat că, într-adevăr, există o anumită frică de perspectiva faptului cum candidatul unionist poate lua un scor foarte mare la alegeri. Deși oficial niciun lider politic nu declară clar și nu spune deschis că oameni buni, retrageți-vă, vă rog frumos, în favoarea mea ca eu să-l pot dobori pe Dodon, dar oamenii respectivilor lucrează foarte bine pe Facebook. Și îndemnul de astea sunt de fiecare zi. Lui Țicu, lui Chertoacă, lui Năstasă. Nu spunem în favoarea cui, ca să nu se interpreteze greșit. Dumneavoastră toți aveți Facebook, stați acolo deseori. Simțiți presiunea asta, Țicu, retrageți în favoarea lui Cutare sau... Nu. Nu aveți nicio presiune. Nu aveți presiune sau nu... Unicele atacuri sporadice a trolelor, așa, sunt legate de faptul că dacă voi sunteți unioniști, trebuie să găsiți limbă comună și să fiți un partid unic și așa mai departe. Eu cred că asta este o propagandă a socialiștilor care încearcă să inoculeze ideea că dacă unioniștii nu se pot înțelege între ei, ce poate să mai discutăm, sau dreapta nu se poate înțelege între ei. Au fost discuții să fie și un candidat unic de dreapta, un Brejnev sau un Stalin sau un Pol Pot și așa mai departe. Deci democrația presupune diversitate. Asta înseamnă că partidele politice ar trebui să renunțe la exercițiul lor firesc, garantat constituțional, și să-și delege împuternicirile către PAS, PPDA și hai să avem două partide și să terminăm. Deci când o să verificăm partidele politice, doctrinile, oamenii, personalitățile, dacă nu în campanii electorale? Asta e ca și cum ai face box cu umbra în sala de box și te duci la campionatul mondial dintr-o dată fără să-ți testezi puterile într-un sparing, într-un meci oficial, într-un competiție de rang mai înalt, nu te duci dintr-o dată la Jocuri Olimpice. Deci este un exercițiu firesc pe care trebuie să-l avem și alegătorul nostru trebuie să înțeleagă acest lucru și să nu-l perceapă ca un egoism, ca o rânză și așa mai departe. Dar mi-a zis, credeți totuși că cineva trebuie să retragă în favoarea domniei voastre? Eu? Da. Nu. Nu? Eu nu datorează. Poate unii mi-ar datora lucrul ăsta. Cum îi cheam? De exemplu, Dorin Chertoacă. Eu m-am retras în favoarea lui în 2015. Am spus că este primar bun candidat la PPM atunci când blocul lui Leancă m-a propus și le-am zis, băieți, domnul Chertoacă este cel care trebuie să fie primar pentru că el merită lucrul ăsta. Am făcut-o în favoarea lui Andrei Năstase. Atunci când Maia Sandu mi-a propus să fiu primar de Chișinău în 2018. Și am făcut-o și atunci când Andrei Năstase a venit și mi-a propus să fiu candidat în locul Maia Sandu la președinție în 2016. Și eu, ca un om care mi-aveam și am poziție, pentru că eu nu trăiesc ca alții din politică, așa. Eu am unii să mă retrag și am ce să fac. Și n-ar fi rău să fie frumos să retragă toți trei ăștia în favoarea dumneavoastră? Ar fi foarte frumos. Ar fi. Dar în opinie regizorului meu ar fi frumos să luăm câteva clipe de publicitate, deși el o vrea atunci când nu-i momentul, după care o să revenim.
publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Octavian Sicu, eu am întrebări, eu nu știu dacă o să vreți să ne răspundeți sincer, pentru că sunteți totuși candidat, dar de ce oamenii mai ales moldovenii vor să devină șefi, de exemplu președinți? Iată, bagă bani personali, mulți bani, în publicitate electorală. Minutul de publicitate costă sute de euro la televiziune. Alte televiziuni au le vând cu mii. Împrumută bani la rude, cerșesc bani de la societatea civilă, de la diaspora, doamne, în fine. Sunt gata ca fixa să fie numită curvă în piața mare la Național și după asta să explice că el n-are fică. La totul gata. Ca să ce? Că el vrea să vină ce? Să ne fericească pentru ce el e gata să ia toate pietrele astea în cap. Oricare candidat. Oricare. Motivațiile sunt diferite, Gheorghe. Eu cred că în politica moldovenească, până la ora actuală, cu mici excepții, politicul moldovenesc a înțeles că de la pozițiile de putere ai beneficii, enorme beneficii financiare. Deci este un business, faci o anumită investiție, de la care ai beneficii. Accese în Parlament, în mecanismele de putere, în guverne, în agenții, în ministere, în ambasade. Deci toate lucrurile astea sunt beneficii personale care îți oferă un viitor garantat. Dincolo de faptul că este afrodisiacul puterii, anumiți oameni, și eu pot să fac portrete psihologice din anumite frustrări, vin în politică pentru că în alte circunstanțe nu și-au locul. Și eu aș propune alegătorul nostru, pentru că suntem în campanie, să facă un mic exercițiu de imaginație în raport cu toți candidații și politicienii pe care îi avem. Și la un moment dat să spunem că se întâmplă unirea sau nu se întâmplă unirea, dar oamenii ăștia rămân fără funcție și fără politică. Cu ce se vor ocupa? Igor Dodon, Renato Usatăie, Violeta Ivanov, Maia Sandu, Andrei Năstase, Dorin Chirtoacă. Deci cu ce se vor ocupa? Care va fi profesia lor pe care ei o vor exercita în condițiile în care vor pleca din politică? Și asta este un exercițiu de imaginație care o să le dea de înțeles că acești oameni nu au altă ocupație decât să vină și să bage bumbac în capul moldovenilor pentru ca ei să-i aleagă în aceste funcții. Iar în politica moldovenească este un grad de actorie incredibil. Deci eu cred că nu actorii de la Național sau de la Eminescu sau de la Satiricu sau Teatru Fără Nume sunt cei care sunt mari actori. Mari actori sunt în Parlament. De o ipocrizie incredibilă. Deci, în spațiu public se murdăresc, se cățălesc și așa mai departe. În intimitatea lor își rezolvă problemele. Deci, aparența asta de rivalitate care există între lideri, totul este o ipocrizie. De asta am venit cu un proiect și o propunere către cetățenii Republicii Moldova, ajunge. Hai să facem o chestiune care o putem face toți împreună și într-o perioadă foarte scurtă, prin integrarea în România, să avem beneficii pentru cei mulți. Cetățenii Republicii Moldova vor fi primii beneficiari ai gestului de unire. Prin faptul că vor avea salarii de 350 de euro garantați de statul român și salarii de 4-5 ori mai mari decât sunt la ora actuală în Republica Moldova. Și în plus ai o perspectivă de cetățean european care îți oferă un spectru nelimitat de acțiuni pentru un spațiu de 560 de milioane și lucrul ăsta îl fac zi de zi și eu n-am să mă opresc la această campanie. După ce se încheie campania respectivă, voi face ca Salnikov, știi? A fost un mare campion Salnikov la distanțe lungi și a fost de 3 ori campion olimpic. Salnikov, după fiecare medalie olimpică, lua medalia, o arunca în coșul avea un sac, așa, un ciamadan, cum zic rușul, de medalii, o arunca acolo și își punea insignă de pervarazreadnic, de categoria 1, și începea tot ciclul olimpic la început. Exact așa voi face. Deci, după aceste alegeri, dacă voi câștiga, voi avea o altă dimensiune de convingere. Dacă voi pierde, voi merge așa cum am mers,
În continuare, până voi ajunge la numărul 1000 și ceva de localități cât avem în Republica Moldova, aducând oamenilor la cunoștință care sunt beneficiile pentru fiecare în parte, deci de la reunirea cu România. Asta este menirea mea, mi-am asumat-o și ca profesor și ca istoric. Dar de unde scrie că dumneavoastră nu vreți să deveniți președinte, ca într-o zi veniți la mine la emisiune cu Merțanu, două toareguri în față, cu în spate, un BMW cu poliția de rutieră, care să urle toți pe dreapta, toți pe treaba, treci țicul. Eu am fost campion european, Gheorghe, și am venitul meu, de declarația mea de venituri, scrie că am un venit anual de aproape 500.000. Din creație, din ceea ce scriu, din ceea ce predau, din lecțiile publice care le fac în toată lumea, și am un venit care îmi permite să am un trai decent, pentru că fericirea nu este în ceea ce ai enumerat tu. Fericirea este într-un bogăție asta spirituală pe care o ai și pe care, cu regret, alții care nu o au, se regăsesc în ea. Deci am o mașină modestă, în general, până nu de mult nici n-am avut mașină, pentru că îmi place să merg pe jos, să merg în troleu și lumea știe lucrul ăsta. Și îmi place în troleu să vorbesc cu lumea, pentru că așa am fost întotdeauna crescut. Acum, desigur că este un statut de parlamentar, pe care însă eu îl găsesc fără modestie cea mai inutilă perioadă din viața mea, ca fertilitate mă refer, a creației, pentru că eu sunt nevoit să trăiesc într-un mediu de bandiți, de hoți și de oameni corupți pe care moral nu pot să-i suport și că de fiecare dată trebuie să le spun lucrul ăsta în Parlament, știind că este o adunătură de oameni care au doar interese. Mi-am lăsat o ocupație nobilă pentru a suporta toate astea doar dintr-un singur motiv, pentru că mi-oferă perspectiva unei tribune de la care pot să vorbesc în interesul cetățenilor și să inițiez perioade cu anumiți deputați, cum ar fi domnul Reniț sau domnul Carp, inițiative legislative pe care le consider foarte importante pentru cetățenii Republicii Moldova. Și totuși, dacă câștigă Igor Dodon, cine de pe dreapta politică sau de pe curentul unionist va fi vinovat? Vinovat? Vinoveți vom fi toți, fără excepții. Dar cel mai mare vinovat va fi, desigur, șoalele se vor sparge în candidatul care îl va avea concurent direct. Dar eu aș găsi o scuză chiar și pentru acest candidat, pentru că marea gafă și marea eroare s-a făcut prin legitimarea Partidului Socialist și a lui Igor Dodon la putere. Deci este o mare responsabilitate, în primul rând, a blocului acum, care a dat prilej pentru umanizare și europenizare unui partid de o factură euroasiatică, care reprezintă interesele Federației Ruse, și doi, o mare responsabilitate, dacă nu decisivă, are Partid Democrat, care la ora actuală legitimează această construcție politică și care este un fel de ataș așa la Partidul Socialiștilor, și ei nu au înțeles până la ora actuală că interesele personale ar trebui să fie mai presus decât interesele de gașcă sau de grup. Frica se asta... Se pare că poate ceva înțeles că în ultima vreme aruncă aluzii și săgeți către socialiști. La blocul acum vă referiți atunci când a cedat puterea prin asumare de răspundere? Și prin asumare de răspundere și până atunci. Păi la rând, dacă ne uităm... Păi dacă nu suneau cu socialiștii, cum era să îl dea jos era cu Vladimir Plahotniuc? Îl dădeau jos și făceau alegeri anticipate în toamnă, și cu alegeri anticipate în toamnă blocul acum lua peste 50%, pentru că ea era fereastra de oportunitate și raza de speranță, a fost blocul acum. Cetățenii ar fi votat blocul acum, nu Partidul Socialiștilor, și lucrul ăsta a fost cu ostentație negat la nenumăratele aluzii pe care le-am făcut directe și indirecte și în spațiu public, pentru că eu mult timp am ținut în mine, cum zic moldovenii, chestia asta, până o scoate în spațiu public. Și atunci, deci, asumarea pe care ați invocat-o a fost doar un pretext pentru lipsa capacității de guvernare. Și acest faliment trebuie recunoscut. El nu trebuie jonglat, manipulat, ascuns în fața, în spatele. Sigur, fiecare actor politic nu o să se descopere, dar alegătorul nostru trebuie să înțeleagă chestiunile astea, că responsabilitatea pentru
întărirea lui Dodon și a socialiștilor aparține, de fapt, partidelor pro-europene. Periculoase declarații. Or, contracandidatul lui Dodon în turul 2 a rămas să fie persoana la care dumneavoastră faceți referire când n-a fost capabil să ducă mandatul de șef al guvernului până la capăt. Atunci apare întrebarea ce fel de președinte vom avea. Este o altă chestiune. Deci, ca să înțelegeți că Maia Sandu a avut cea mai înaltă funcție în stat. Cea mai înaltă funcție în stat este de prim-ministru. Este o funcție executivă care îți dă în mână cuțitul și furculița și lingura și tot ce vrei și tu ești în ipostaza de a guverna. Președintele țării poate fi o funcție simbolică, dar poate fi o funcție simbol, așa cum am mai spus în alte circunstanțe. Igor Dodon este nici una, nici alta, așa. Este un culiocar ordinar, așa, care, și apropo, după Igor Dodon va fi o perioadă în care vom avea nevoie de recuperarea imaginii și repararea imaginii președinției. Nu știu cum se va face și cine va face acest lucru, dar funcția de președinte este o funcție care e pentru mulți, este o chestiune doar de orgoliu, așa se spune. Pentru mine, ca un om care are un ideal și care are un plan de reîntregire, asta este un pas spre ceea ce va urma, pentru că Unirea nu o va face un președinte ales a Republicii Moldova. Unirea o va face un parlament ales care va avea o viziune pro-europeană și pro-românească, într-atât de bine închegată într-o alianță, ca să poată să ofere șanse cetățenilor Republicii Moldova, într-o perioadă scurtă, să trăiască într-un spațiu unit cu România. Vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, să ne povestiți și versiunea domniei voastre despre acea scrisoare pe care a trimis-o partenerul de dezvoltare, unde se vorbea despre faptul că actuala putere, în frunte cu Igor Dodon, pregătește fraudarea alegerilor. Renato Osata ne-a povestit nouă că a fost contactat la subiectul ăsta de către domnul Litvinenko de la PAS. Au urmărit la telefon, Osata i-a zis că da, bine, și noaptea târziu s-au întâlnit, nu știu unde, la o intersecție și Osata și-a pus semnătură. Domnul Tudor Deliu ne-a povestit că a fost una de către Maia Sandu și a propus să semneze scrisoarea și a trimis doamna Maia Sandu pe cineva la el și a venit un reprezentant, Osata și ăsta, domnul Deliu, și a depus semnătura. Dumneavoastră de către cine a fost sunat? Cine a fost delegata dumneavoastră și cum ați semnat? Cine a fost? Sergiu Litvinenko? Când? Probabil m-a sunat Lean Car, pentru că avem cu el o comunicare mai specială în bloc, ca și cu domnul Reniță. Dar n-am putut să-i răspund și am văzut că mi-a scris Litvinenko, nici n-aveam numărul lui telefon, l-am întrebat cine. Și mi-a spus că e Sergiu Litvinenko, ne-am întâlnit înainte de emisiune și am semnat și eu, pentru că chestiunile pe care au fost scrise acolo și care au fost descrise, au fost chestiuni despre care și-am vorbit și eu și care cred eu că au nevoie de a fi cunoscute în instanțele europene pentru... Discuțiile despre o posibilă fraudare a scrutinului prezidențial în Moldova se discută prin SMS-uri între politicieni. Nu-i normal să vă întâlniți toți candidații și spuneți: oameni buni, Igor Dodon vrea să-mi furi victoria. Haideți să-l... Ce facem? Deci semnăm o scrisoare. Voi vă scrieți SMS-uri, vă întâlniți noaptea prin... Nu ne-am întâlnit noaptea. Nu cred că era nevoie de... Dumneavoastră să înțelegeți ce vreau eu să... Eu înțeleg. Dar nu era nevoie de o întâlnire de acest gen în care noi să ne vedem și să punem. Deci a existat o scrisoare pe care am susținut-o și, apropo, decizia a fost luată în partid la noi. Am întrebat ce facem. Și ne-am decis că vom semna aceasta. Da, inițiativa vine de doamna Maia Sandu. Evident. Nu văd nicio problemă în asta. Gata, legile stau... Mai problematic este că a apărut semnătura lui Renato Osatei după asta. Asta a fost ultima, da. Dar asta e o altă chestiune. De ce e problematic? Și este partid de opoziție, apropo. Evident că este partid de opoziție, dar... Dacă semna el primul după Maia Sandu, mai semnați? Nu, dacă vedeam semnătura lui Renato, n-aș fi semnat. Alegerile deja sunt fraudate, gata? Nu. Și atunci ce vă plângeți la europeni? Nu sunt fraudate, dar sunt pe cale de a fi fraudate.
Cum? Haideți la modul practic, vreau să înțeleg și eu. Eu am văzut video și eu de la Moscova la referendum, cum se bagă acolo în buletine. Să vedem cum până la urmă se va proceda cu secțiile de votare, să vedem ce va fi pe Transnistria, să vedem chiar cu această circulară legată de partidele politice. Mie mi se pare că a fost lipsă de fair play. Deci, cunoscând această circulară, din timp Dodon s-a proclamat candidat independent pentru... Deci, este clar aici o conlucrare, așa să spunem, pe care noi n-am știut-o și pentru care, bine, pentru Partidul Unității Naționale să înțelegeți că această chestiune nu este una atât de importantă, pentru că noi n-avem sume de la stat cu mare PASO sau PLDM-ul, care au sute de mii de lei care vin de la stat și pe ei pe care nu le pot delega în campania electorală. Unul are de la stat 14 sau 18 mii de lei lunar. Deci noi putem până la 80 de mii, 80 și un pic, transfera din... Ar fi anulat circulul ăsta, că e obereț, sunt sigur. Dacă pierdem mai asta în turul 2, ieșiți la proteste, că am înțeles că vor fi proteste dacă sunt, pentru că se zice că Dodon poate câștiga doar prin fraudă. Evident că dacă noi vom sesiza fraudarea alegerilor, inclusiv această folosire a factorului transnistrean în detrimentul intereselor Republicii Moldova și obstrucționarea diasporei și chestiuni care țin de bucătăria internă a alegerilor, desigur că vom ieși la proteste, ne vom solidariza cu cetățenii Republicii Moldova care își vor exprima protestul. Prin urmare, deci asta este realitatea în care trăim. Eu vreau să vă spun că sunt un om care cred în rezolvarea problemelor parlamentare prin parlamentarism. Adică revoluții colorate nu avem, noi suntem într-o situație foarte ciudată în legătură cu funcția de președinte a țării. Funcția de președinte a țării este cea mai reprezentativă din punct de vedere a votului cetățenilor și are cele mai puține atribuții în raport cu alte instituții. Deci chiar guvernul, care nu este ales de popor, deci guvernul este o emanație a parlamentului și a oamenilor, deputaților aleși, care deleagă în puternicile lor guvernului. Guvernul nu este ales. Iar președintele țării care este ales este total handicapat în puternicile care le are. Și atunci avem nevoie de o schimbare majoră. Ori atribuim președintelui atribuții în corespundere cu votul care îl dă cetățenii, ori îl coborâm la nivelul de paiață, așa, de cum a fost în perioada de până la această mutație a lui Plahotniuc. Președintele să fie ales la fel din Parlament, de către fracțiuni parlamentare care creează o majoritate, și atunci lucrurile se simplifică. Nu mai avem nevoie de alegeri, nu mai avem nevoie de agitație, pentru că acum este un vot steril dintr-un anumit punct de vedere, să înțelegeți. El, această masă de încredere care cetățeanul dă președintelui, nu se reflectă în atribuțiile lui constituționale. Deci asta este ca și cum unui copil crud i-ai pune în spate sau invers. Deci unui om care poate duce 100 de kilograme, da, în spate un braț de paie. Așa. Adică reforma aia din anul 2000, când s-a decis că Parlamentul alege președintele țării, a fost bună, în opinia dumneavoastră? Eu cred că cea mai bună soluție în condiții sunt două opțiuni. Deci ori revenim la forma prezidențială și dăm atribuții președintelui, care are atribuții conform României, spre exemplu, așa, după modelul românesc, sau revenim la chestiunea, dar nu putem să fim între. Deci asta este problema. Noi suntem între. Președintele este ales de popor, dar are atribuții pe care le-a fixat reforma din 2000. Deci este un nonsens. Deci imaginați-vă Octavian Țâcu, acum președinte de țară, în Parlamentul Republicii Moldova, cu fracțiunea socialistă și a lui Șor și democrației, să zicem, fac o alianță, și ești nevoit, fără atribuții, deci să legitimezi această majoritate, să faci un nou guvern și așa mai departe, care este... Apropo, doamna Maia Sandu și domnul Renato Lăsate deja le-au spus că dacă ei ajung președinți de țară și în Parlament se creează o nouă majoritate care îl desemnează pe Igor Dodon în funcția de prim-ministru, cei doi în niciun caz nu semnează acest decret, chiar dacă legislația națională îi obligă, n-au încotro.
Dumneavoastră, dacă ajungeți președinte de țară, iar Igor Dodon face niște mișmașuri în Parlament, creează o nouă coaliție și este înaintat la funcția de premier, semnați decretul? Sau și dumneavoastră pe lângă Maia Sandu și Renato Satăi spuneți nu? Eu vreau să spun că asta nu-i dacă. Asta este a doua variante al planul B al lui Igor Dodon. Deci în caz în care pierde alegeri. S-a asigurat că poate pierde alegerile, nu a vrut să expună Partidul Socialiștilor, s-a dus candidat independent pentru a salva eventual partidul de la impactul pierderii alegerilor. Iar planul B este așa exact cum l-ați descris. Deci el va încerca să creeze o nouă majoritate, poate cu anumiți deputați de la Șor, poate de la Pro-Moldova, pe care îi poate ușor, în condițiile în care controlează justiția, să-i aduce unde trebuie. Și atunci, evident, va fi situația în care s-ar putea noua majoritate să-l înainteze pe Igor Dodon sau oricare reprezentant a Partidului Socialiștilor la această funcție de prim-ministru. Și evident că pentru un președinte cu integritate, chestiunea asta este foarte problematică. Sunt mai multe mecanisme prin care te poți opune chestiunea asta, așa cum a făcut, spre exemplu, Timofte, atunci când s-a opus ca Plahotniuc să fie prim-ministru. Deci președintele poate bloca procesul ăsta, președintele poate chema oamenii în stradă, în condițiile în care crede că anumite condiții de integritate, pe care, apropo, Curtea Constituțională l-a stipulat foarte clar în cazul Filat și după asta, pentru că în baza ei s-a acționat, există anumite supoziții rezonabile pe care le putem invoca și președintele, un președinte ales de majoritatea populației Republicii Moldova, care se va opune numirii lui Igor Dodon ca prim-ministru, va fi susținut de stradă. Și atunci va fi o tragere de păr. Și eu vreau să vă spun cu toată certitudinea că eu am caracterul și puterea să fac lucrul ăsta. Să chem oamenii în stradă și să le spun: oameni buni, Culiocaru vrea să fie prim-ministru. Voi ce faceți? Mă susțineți sau nu mă susțineți? Și atunci poporul va trebui să aibă o reacție. Iar președintele statului are și alte prerogative, inclusiv de comandant suprem, inclusiv de anumite atribuții pe chestiuni de legalitate care îi le asigure stările excepționale. Este o chestiune de caracter pe care domnul Timofte a avut-o pe jumate. Sigur, s-a opus lui Plahotniuc, până la urmă la fel numit pe Filip. Deci, dar domnul Timofte este un om, este un jurist care a respectat Constituția întotdeauna și primul lucru care îl făcea când cineva venea și îi spunea: hai să facem, arată-mi unde înscrie în Constituție chestia asta. Eu n-am să mă uit în Constituție atunci când va veni chestia de acest gen. Politicienii trebuie să-și asume și riscuri și chestiuni care țin de curaj atunci când se implică în politică. Eu n-am venit în politică, așa cum se spune sau cum spuneți, pentru lucrurile pe care vin politicienii. Eu am venit în politică pentru un lucru simplu: să fac unirea cu România. Iar regizorul meu a venit la emisiunea asta să lucreze, inclusiv pentru a-mi spune că mai avea nevoie și de publicitate. Dar nu-i gata emisiunea. Vreți să încheiem? O să fie dor până în al doilea tur. După care venim. Publicitate, așa, doamnelor și doamnelor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Țicu, dar sondajele arată că dumneavoastră sunt cam slăbuț. Slăbuț de tot. Emisiunea ta mi-a adus aminte de meciurile de box, fix așa, pe repriză. Și avem pauză. Uh-huh. Câteodată la box îți dorești să fie pauza măcar, adică o minută mai mult, să te refaci așa. Bun, eu am răspuns la întrebarea asta. Eu și la Chișinău am avut sondaj în care mi-au spus că eu mai mult de 1% n-a să iau. Atunci haideți altfel să încercăm. Mm-hmm. Dar de ce sondajul de opinie arată că pe dreapta favorita e Maia Sandu, dar nu Andrei Năstase? Și toate arată. Pentru că s-a întâmplat, eu cred, o nedreptate, așa. O nedreptate pornind de la premiza că responsabil de predarea statului către Dodon, responsabilitatea aparține deopotrivă Maiei Sandu și lui Andrei Năstase. Pur și simplu Maia a fost mai probabil consultată
Deci a fost mai inspirată să știi să joace cartea asta a procuraturii, invocând-o ca un motiv de luptă pentru. Deci asta e tot secretul în raport cu Maia. Că ea a ieșit într-un fel neșfonată din acest concubinaj cu socialiștii. Dar, de fapt, responsabilitatea este a ambelor. Și al doilea lucru care s-a întâmplat, iarăși, printr-o magie așa de construcție, pentru că la noi aparențele contează mai mult ca esența, este faptul că, nu știu din ce considerent, Pasu și Maia Sanda și-au asumat beneficiile unei guvernări a blocului acum. Deci Maia a fost un prim-ministru delegată sau asumată de blocul acum, care a însemnat PAS, PPDA, membrii societăți civile și care au delegat în funcția de prim-ministru împreună, apropo, cu socialiștii. Și această acțiune, care a fost una comună a blocului acum, a fost adjudicată de Maia Sandu, care așa un fel de rider, așa să spunem, a imaginii blocului acum. Andrei Năstase acum încearcă să repare asta, invocând acum este timpul să spunem da, jocul ăsta de cuvinte, dar evident că este târziu. Rămânem la cei doi, doar de un pic. La noi a fost săptămâna trecută domnul Renat Usatu și foarte straniu, dar el ne-a zis nouă că în 2016, dacă împotriva lui Dodon candidat Năstase, dar nu Maia Sandu, Năstase ar fi câștigat. Eu sunt de acord cu asta. Pe bun? Da. Pourquoi? În primul rând pentru că Andrei Năstase captase această imagine de luptător. Deci Maia nu avea în imaginarul popular acest caracter de luptător. În raport cu Igor Dodon a părut slabă și această slăbiciune a contat foarte mult. Și Andrei Năstase, în momentul în care a venit cu această idee, pentru că era o rivalitate între el și Maia, Maia nu ceda, deci au fost presiuni, când el mi-a propus, zic, hai să mergi tu atunci, poate tu ca un om care vii din alt, vei fi acceptat de Maia și așa mai departe. Și i-am spus și lui, deci lucrul ăsta, apropo, știi de ce țin minte momentul ăsta? Pentru că după emisiunea aceea, Andrei Năstase, am mers cu Andrei Năstase până acasă, și atunci mi-am găsit doi câini la poartă, care am un câini până la ora actuală, deci pe data de 14 aprilie 2016. Deci eu întotdeauna mi-aduc aminte de faza asta, pentru că atunci i-am spus, Andrei, tu ești omul care ai tot dreptul moral să te bați cu Dodon, pentru că sunt șansele ca tu să-l bați. După ce a făcut retragerea asta în favoarea Maiei, n-am vorbit cu el vreo două săptămâni, pentru că mi s-a părut o cedare absolut neclară, nejustificată. Deci în condițiile în care tu întruchipezi, ești vârful de lance a spiritului protestatar potriva sistemului, așa cum a câștigat în 2018 primăria, așa ar fi câștigat și alegerile prezidențiale. Dacă Andrei Năstase și Maia Sandu pierd și data asta în fața lui Igor Dodon la prezidențialele astea, cei doi pot spune adio a politicii mari, politici moldovenești? Depinde cum își vor crea imaginea post-electorală. Eu așa am înțeles că moldovenii au un dincolo de multe alte calități, deci au o memorie scurtă. Din moment ce, de exemplu, Filat devine brusc, atât de și de venerat, și de jelit, și compătimit, și vai de capul meu, ce s-a întâmplat cu el, sau Ilan Șor, sau mulți alții care au făcut bazaconii și ne-au îngropat nouă speranțele și viitorul. Deci și ei, la ora actuală, încearcă să recupereze, sperând că memoria noastră este scurtă. Poate electorat are memorie scurtă, dar norpoilcenii, mai ales eu, nu am memorie scurtă. Eu am memorie de istoric și eu pun la catastif toate lucrurile care se întâmplă în istoria îndelungată și în istoria recentă, astfel încât menirea mea este să spun oamenilor așa cum se întâmplă lucrurile. Asta e o chestiune care deja ține de un alt domeniu. Deci construcția falimentelor post-electorale este de asemenea o strategie. Vom vedea cum și cineva. Domnii Lilian Carp și Iurie Reniță, cui fac acum campanie? Mai Sandu pe de o parte și la Andrei Năstase pe de altă parte sau ambii lucrează pentru dumneavoastră? Nu.
cu Lilian Carp. Lilian Carp este vicepreședinte la PAS. Cu el am colaborare strict în cadrul parlamentar și la premiza că este un român care nu s-a dezmințit niciodată. Pentru mine asta contează foarte mult. Cu Iuri Reniță lucrurile sunt altfel. Iuri Reniță este apropiat Partidului Unității Naționale, vine la manifestările noastre, este implicat. E infracțiunea lui Năstas sau nu? Este infracțiunea Partidului de Demnitate și Adevăr. Dar el este, ca să înțelegeți, domnul Reniță nu a fost membru nici DA și nici PAS. El, ca și mine, a fost membru al blocului acum. De ce eu trebuie să votez dacă eu aș vrea unirea foarte tare? Trebuie să vă votez pe dumneavoastră, dar nu pe Dorin Chirtoacă, care tot vrea unirea de când este el născut. Bun, și Maia Sandu zice că vrea unirea și Năstase zice că vrea unirea, dar voi sunteți un pic mai deschiși. Răspunsul este simplu. Atunci când vrei să faci unirea, trebuie să o faci la București cu cineva. Iar ca să faci unirea cu cineva la București, trebuie să ai un partid corespondent și o anumită, să spunem, trecere în clasa politică românească. Și pe Leu n-are? Întrebați-i. Cu cine discută? Partidul Unității Naționale a fost creat Traian Băsescu, care urma să fie președintele Partidului Unității Naționale, iar Igor Dodon i-a retras cetățenia prin decret. Și apropo, a doilea decret a fost demisia lui Șalaru din funcția de ministru apărării. Deci două lovituri imediat aplicate punului, așa se spune. Lupta lui împotriva unionismului n-a încetat. Credeam că o să ne scoată și pe noi din campania asta. Văd că s-a liniștit, s-a temperat. Și prin urmare, deci noi avem Partidul Mișcarea Populară, care este un partid unionist, partid europarlamentar, partid cu reprezentanță în guvern și la ora actuală este al treilea partid ca reprezentanță la consilierii locali și noi avem, PUN-ul are reprezentanță în guvernul României și în Parlamentul României. Suntem într-un dialog direct. Întrebați Blocul Unirea cu cine vorbește la București. Asta e o chestiune de primă, dincolo de faptul că trebuie să ne uităm în seriozitatea construcției de partid. Sigur că aceste alegeri vor fi un indiciu și un indicator al reprezentativității fiecăruia dintre noi, dar eu repet încă o dată, spre deosebire de unirea, noi avem un discurs politic și o platformă politică mult mai vast. Electoratul nostru nu se rezumă la unionismul tradițional pe care mulți îl pun într-un colț de 10%. Eu cred că cetățenii Republicii Moldova au văzut unionismul datorită blocului acum altfel, datorită campaniei noastre, datorită mesajelor pe care le trimitem și datorită faptului cum am reușit, cred eu, în condițiile în care unionismul era practic la pământ în condițiile de după alegerile din 2019, să revigorăm acest segment și să-i dăm vigoarea de care are nevoie, deci o asemenea abordare în relațiile cu România. Domnul Țăcu, haideți un pic să vorbim și la alte subiecte, dar puțin, decât prezidențiale. Avem noi un serial în ultima vreme, se cheamă Vladimir Plahotniuc, serial moldo-americano-turc, am înțeles că deja e în Dubai. Dumneavoastră s-a înțeles toată istoria? Știți ceva care nu știm noi, care poate fi spus la TV? Percepeți poate mai multe lucruri decât percepem noi? Ce caută Vladimir Plahotniuc prin România, Turcia, mai nou zicea astăzi cineva că e în Dubai deja, Cipru? Nu știu. Santa Barbara are un element interesant care captează cei care privesc. Intriga acțiunilor, caracterul lor neașteptat. S-a decis scoaterea în spațiu public acestui fantoma lui Plahotniuc. Pentru că fantoma lui Plahotniuc a fost exploatată de doi concurenți electorali. De Renato Usatăi și de Igor Dodon. Primul, care este în legătură direct cu serviciile secrete, pentru că nu este el Dumnezeu de pe pământ. Cineva îi dă lui Renato Usatăi informațiile astea, de unde le are Renato Usatăi, să întrebe electoratul și oamenii din Republica Moldova. Este, deci,
ei se pune pe tava toate lucrurile pe care trebuie să le spună și asta a făcut-o din considerentul de a arăta că are o anumită pondere, influență, că poate afla lucruri, poate rezolva, nu poate nimic rezolva. Deci este o construcție. Deci pentru a-l avantaja pe Renato Usatăi ca un om care chipul îl știe tot și care a fost la rândul lui preluată de procuratura lui Dodon, care trebuie să arate electoratului că, vedeți, Dodon este atât de puternic încât el poate să-l ceară pe Plahotniuc, vrea să-l aduc în țară, să-l pun în lacăt și așa mai departe. Deci asta este un teatru regizat în care, sper eu, cetățenii noștri să nu cadă. Iar despre cetățeanul Plahotniuc nu pot să mă pronunț pentru că eu nu fac parte din Santa Barbara. Noi vom avea parlamentare anticipate. Oricine câștigă aceste prezidențiale sau contează totuși cine anume va învinge pe cine în spate centrul 2? Gheorghe, eu știu că vor fi anticipate dacă eu voi fi președinte. De restul nu știu. Nu pot să spun. Dacă avem anticipare, Partidul Unității Naționale participă la acest scrutin legislativ pe cont propriu sau va insista pe reînvierea blocului acum? Nu. Va fi o participare a Partidului Unității Naționale ca formațiune politică. Ne vom testa forțele ca partid politic și vom face alianțe post-electorale cu partidele de sorginte pro-europene și pro-românești. Asta este. Dumneavoastră ați vorbit mai devreme ceva despre campania electorală locală din Chișinău și vreau să vă întreb și despre asta. A fost catastrofală alegerea chișinăurienilor, adică Ion Ceban, sau e ok? Ori Dorin Chiertoacă ar fi fost mai bun? În comparație cu Dorin Chiertoacă, Ion Ceban pare un primar exemplar. După lucrurile care le face, sunt anumite, se respectă anumite, niște, există o logică, așa se spune, dar evident că diferența între ei este pentru mine de neliniște legat de aspectul identitar. Cu Dorin Chiertoacă primar, eu mă simțeam mai sigur din punct de vedere aspectului identitar și a lucrurilor care se întâmplă în raport cu Ion Ceban, care știm că, de fapt, lucrurile astea se fac pentru ca băieții de la Partidul Socialiștilor să extragă maxim de beneficii și să cultive o imagine a unui partid care are interes pentru cetățenii Republicii Moldova, dar nu este așa. Multe din lucrurile pe care Ion Ceban le face la primărie sunt cu bani românești. Și lucrul ăsta trebuie să-l știe toți. Majoritatea lucrurilor care se fac cu bani românești și există în acest punct de vedere o continuitate pe care statul român și-o obligă și lucrurile astea sunt cunoscute, dar eu mă tem de evoluția lucrurilor care se pot întâmpla în condițiile în care socialiștii vor prelua nu doar următorul mandat de primar, dar și vor avea majoritate în Consiliul Municipal. Mai este mult până atunci? Așa. Subiectul COVID. Toți care se află în opoziție abia așteaptă ocazia întrebarea asta ca să aibă motiv în plus să critice pe cei care gestionează situația respectivă. Poftiți. Pur și simplu eu am altă părere vis-a-vis de, sau față de ceea ce... Eu mă refer la Ministerul Sănătății. Eu nu vorbesc de Dodon, nu vorbesc de Chicu, nu vorbesc de adjuncților. Eu vorbesc de autoritățile care... ANSP, Ministerul Sănătății. De ce credeți că noi avem peste 1000 de cazuri pe zi în ultima vreme? Eu am spus lucrurile astea în mai multe situații. Nu știu care guvernare s-ar fi sprăvit mai bine. Poate noi, având o colaborare mai strânsă cu statul român, cu instituțiile europene, având o guvernare pro-românească și pro-europeană, am fi avut mai multă implicare, să spunem, a europenilor, polonezi, români, cei care știu cum să gestioneze situații de genul ăsta mai bine ca noi și care probabil ne-ar fi ajutat. Doi, este problema sistemică a sistemului medical în general, lipsa de interes în a-l moderniza și a-l face competitiv, lipsa medicilor, oameni care au plecat, bine, nu este doar în Republica Moldova, am văzut și în Spania proteste și în alte țări medicii s-au radicalizat pentru că sunt epuizați deja de... Deci nu există... Parcă nu există capăt, deci... valul 2, valul 3 și așa mai departe. Prin urmare, noi nu suntem
Dar eu aici aș pune în cont și irresponsabilitatea cetățenilor Republicii Moldova și vă spun asta prin prisma colectării de semnături. Noi am fost timp de o lună expuși unor riscuri majore ca echipă. Deci 100 de colectori prin sate în care oamenii habar n-au de COVID. Deci mască, de... ei nici nu-și pun mască. Deci ei dacă spunea Vlad Țurcanu o fază care a avut-o, oamenii au zis, scoateți masca că nu semnez. Deci și noi suntem fără mască, dar tu cu mască. Deci e o chestie, și bratan, nu ești ca noi. Deci este o chestie care ne-a șocat. Și oamenii, într-adevăr, noi nici nu, eu nu cred că avem o estimare completă a numărului din bolnăviri. Urmează să vedem cum vom depăși această situație. Am văzut că OMS-ul a declarat că 10% din populația globului deja este infectată de COVID. Da. Să nu terminăm pe o notă trist. Pe o notă drăguță, cred eu. Spuneți-ne, vă rog frumos, dumneavoastră ați fost bătăuși la școală? Nu. De ce sunteți? De ce ați fost boxer? Povestiți-ne istoria asta. Eu știu că odată ați făcut o aluzie la emisiunea noastră, cum ați ajuns boxer. Dar aș vrea să vă rog să ne povestiți nițel mai pe larg, dar nu multe deja încheiam. Nu, eu eram foarte... eram sportiv, am făcut toate probele sportive și foarte bun la sport. Asta m-a ajutat să devin rapid. La școală? Bun. Da, volei, basket, fotbal foarte bun. Dar boxul mi-a venit așa ca o chestie de afirmare ca bărbat. Și ca să înțelegeți că este un deja vu. Fiul meu, exact la vârsta asta, i-a apărut pasiunea pentru box, care era total neglijent. El e campion național la badminton. Și i-a apărut chestia asta de bărbat în raport cu mediul în care se află. Și fetele se uită altfel când faci box și nu badminton, și, sau fotbal sau volei. Și încrederea în sine este alta. Și eu m-am dus pentru asta. Pentru că într-un an de zile să-mi dau seama că și antrenorii și-au dat seama că am calități deosebite și într-un an de zile am deplinit candidat în maestri, eu în 5 ani de zile eram la campionatul mondial din Berlin. Nu ați luat cumva bătaia mai întâi de toate și după asta? Nu, n-am luat niciodată. N-a fost așa o istorie. N-am fost atins de nimeni niciodată, din băieți așa să zicem. Poate așa șicane de școală, împins, trântit jos, dar n-a fost... După un an de zile, chestia asta de bărbăție mi s-a părut absolut irelevantă, nu mai avea nicio motivație pentru mine, pentru că devenisem profesionist în ceea ce vreau să fac. Și sperați fiul dumneavoastră să urmează această carieră? Nu. Nu? Nu. El e conștient de faptul că nu poate să meargă pe aceeași cale, dar îi salut gestul ăsta și apropo, este o chestie absolut, mă întreb întotdeauna la aceste întorsături ale vieții. Antrenorul lui este antrenorul meu, care m-a antrenat pe mine 30 de ani în urmă. E același Gheorghe Bugneac, care toată lumea boxul îl știe și care după 20 sau 30 de ani în urmă, care m-a antrenat pe mine, acum mi-a antrenat fiul. Pe această notă frumoasă, propun să încheiem emisiunea. Eu vă mulțumesc, domnule Țicu, tare mult pentru faptul că ați fost la noi. Eu vă doresc tare mult succes în campania electorală care vine și ne revedem neapărat aici în studio, deja după cel de-al doilea tur. Vin cu mare drag întotdeauna. Mulțumesc și aveți o seară bună tuturor. Doamnelor și domnilor, atât a fost ediția de astăzi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.